slavă Domnului. What was John the Baptist's ministry? Care a fost lucrarea lui Ioan Botezătorul? He had this amazing ministry. Hundreds of thousands of people were coming to him. El a avut această lucrare extraordinară, sute de mii de oameni veneau la el. And all of a sudden Jesus starts preaching. Și deodată Isus a început să predice. And nobody's coming to John's meetings anymore. Și nimeni nu mai venea să-l vadă pe Ioan Botezătorul. He goes from a ministry of thousands and thousands of people. El chiar acel om care s-a lucrat cu mii și sute de mii de oameni, nimeni nu mai venea la el. To a few dozen showing up. Și doar câteva duzini și ucenicii lui Ioan Botezătorul au rămas cu el. And his disciples say, și ucenicii lui Ioan Botezătorul au zis, Master, that guy Jesus, he's taking away all of the people. Stăpâne! Păi cum permiți ca acel tip, Iisus, să-ți ia toți ăștia care veneau la tine, zecile de mii de oameni? Cum accepti tu asta? Are you already said? Știi ce a zis? Yeah, isn't it great? Da, nu-i minunat asta, e lucru minunat. He must increase. El trebuie să crească, I must increase. Și eu să descresc. It's not how big my church is. Excuse me? It's not about how big my church is. Nu contează cât de mare este biserica mea. How much is the kingdom of God being advanced? Și contează cât de mult este avansată în împărăția lui Dumnezeu biserica mea. Deci nu cantitatea, calitatea bisericii. He's out there turning Romania upside down for Jesus. Să fie acolo biserica aia, să fie un punct în care se întoarcă România cu sus în jos. Yes, but